Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Haideți să vedem. Wow! În primul rând, avem aici Cartea Înțelepciunii. Este Arcana Majoră Eremitul. Văd o persoană înțeleaptă, singură, muncitoare, o persoană izolată, cu sufletul mare. Poate este vorba de tine, poate este vorba despre o persoană apropiată ție. Văd pe cineva care are o experiență foarte mare de viață sau văd o persoană care se simte puțin singură, puțin abandonată. Văd aici o supărare legată de un suflet pereche. Pe de altă parte, văd aici o puternică legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd că cineva se pregătește să plece undeva anume. Mai văd aici un cadou, o bucurie. Poate tu vrei să mergi undeva, poate aștepți pe cineva în vizită. Dar văd o persoană care îți pregătește o surpriză. Cineva care este lângă sufletul tău. Wow! Au sărit mai multe cărți, le voi lua pe toate în considerare. Cartea aceasta vorbește despre faptul că tu aici urmează să iei o decizie foarte, foarte importantă. Urmează să afli un adevăr, văd aici. În viitorul foarte apropiat, ai ocazia să cunoști o nouă persoană care să te ajute să-ți clarifici puțin viața, să-ți clarifici puțin lucrurile. Apoi, văd aici faptul că cineva va fi supărat în legătură cu o situație. Văd o stare de plictiseală, văd o stare de indispoziție și, repet, este o energie a unei persoane care este singură sau o energie a unei persoane care este ceva mai dificilă. În viitorul puțin mai îndepărtat, văd aici o bucurie foarte mare pentru inima ta. Poate să fie pentru unii dintre voi ceva foarte, foarte important. Poate chiar o bucurie foarte mare pe care urmează să o ai în legătură cu persoana iubită, în legătură cu o persoană dragăție. Văd foarte mult noroc, da? Și ultima carte din această poziție este Arcana Majoră Diavolul, care vorbește despre multă distracție, despre multă pasiune. Dar văd aici și o relație toxică. Văd pe cineva care nu are niște intenții foarte bune. Deci atenție la așa ceva. Poate ești supărat sau supărată în acest moment sau pur și simplu ești obosit, ești obosită, vrei o pauză. Da? Văd aici pe cineva care vrea o pauză. Poate nu poți să te desprinzi de trecut sau de o persoană importantă, dar în viitorul puțin mai îndepărtat văd o bucurie. Cumva în 2-3 zile, 2-3 săptămâni, maxim 2-3 luni, din momentul în care vezi videoclipul, văd o bucurie pentru tine, dar atenție că este cineva care ori se simte foarte atras de tine, ori este o persoană care manipulează, este o persoană care încearcă să te facă să te bucuri printr-un anumit gest, printr-un mesaj, printr-un cadou. Hai să vedem mai departe ce trebuie tu să știi. Bun. Văd aici că, așa cum am spus, te simți blocat într-o situație. Cărțile acestea vorbesc despre un blocaj a unei persoane. Da? Poate ești izolat într-o situație, poate te simți abandonat, nu te simți bine. Văd o persoană mai în vârstă care stă undeva izolată aici. Urmează să primești niște mesaje foarte frumoase din partea unei persoane mai tinere și de asemenea văd o conversație foarte plăcută pe care o vei avea cu o persoană foarte dragă ție. Să vedem mai departe ce trebuie să știi în acest moment. Wow!
5 de spade. Văd aici o decizie de care ți-am spus că se va lua, dar care presupune ori un compromis, ori presupune o decizie în cadrul căreia cineva își urmărește propriul său interes. Poate este vorba de tine și anume că alegi să fii mai selectiv cu prietenii, cu persoanele din jurul tău. Poate este cazul să abordezi situația diferit. Mai văd și o răceală într-o relație sau într-o asociere undeva anume. Poate e o activitate pe care tu o faci, da? Dar apoi văd că te vei ocupa și de lucrurile lumești, de lucrurile importante și vei lua această decizie care, repet, presupune sinceritate, care presupune adevăr. Da? Uite, 7 de spade, 5 de bâte. Aici văd clar, uite, o concurență, văd clar pe cineva care se simte în plus într-o situație, într-un cerc de prieteni, într-o adunare de oameni, în familie, undeva. Dacă ești o persoană singură, nu văd foarte rapid să apară cineva în viața ta, va apărea mai târziu puțin, doar că cumva în 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni, doar că este posibil ca tu încă să fii cu gândul la cineva din trecut, încă să nu te fi desprins de o situație. Dacă ești într-o relație, aici se ia o decizie, dar totuși ție nu îți convine situația sau se întâmplă ceva anume. Luna, uite, o legătură cu o zodie de apă, poate un rac, văd aici. Undeva la o vreme de seară, văd aici că cineva te poate contacta sau cineva îți poate da un mesaj, doar că tu nu ești de acord cu această situație, nu mergi într-o anumită direcție. Văd că ți este teamă, da? Ți este teamă să începi ceva, dar văd aici o legătură cu o persoană foarte puternică, poate cineva din zodia Leu sau din zodia Berbec. Urmează o perioadă puțin aglomerată pentru tine în care ai multe lucruri de făcut și mai ales dacă ești într-o relație, văd că vei fi supărat în legătură cu o situație, dar supărarea știi de unde vine? Că tu nu cunoști foarte bine cum stau lucrurile. Tu nu știi exact ce face persoana respectivă. Tu nu știi exact ce se întâmplă în viața lui sau în viața ei. Poate este o supărare legată și de o femeie. Uite. Văd aici teamă. Deci din nou a ieșit cartea aceasta care înseamnă teamă, care înseamnă, da, probleme. Este vorba de o așteptare și de o lipsă de comunicare din partea unui bărbat important din viața ta sau din partea unei persoane importante. Poate chiar e vorba de o zi importantă pentru tine, o zi de naștere, o zi de sărbătoare, un eveniment important. Și văd aici pe cineva care evită să comunice, evită să spună foarte clar lucrurilor pe nume. Pentru că este teamă, da? Este teamă acestei persoane. Totuși, uite, văd aici un cadou scump pe care poți să-l primești, niște bani pe care poți să-i primești, o bucurie pentru casă. Mai văd o legătură cu o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem ce este cu această toxicitate, pentru că vreau să clarificăm puțin lucrurile. Da, iar au ieșit mai multe cărți. Uite, avem 3 de spade, 4 de spade, asul de cupe și asul de monede. După o perioadă de așteptare, după o perioadă în care cineva a avut inima frântă, aici văd că se rezolvă niște lucruri. Asul de cupe și asul de monede vorbesc despre un nou început, un nou început plăcut pentru inima ta, un nou început stabil. Poate discutăm despre un moment în care lucrurile aici se clarifică, nu știu, parcă ești într-o vacanță sau ești undeva într-o perioadă de relaxare, stai și analizezi faptele acestei persoane, nu îți convine ceva anume și văd că iei niște decizii, urmează niște noi începuturi în viața ta, da?
foarte clar se vede acest lucru aici. Hai să vedem puțin și oracolul ce îți spune. Îți spune că totul este bine. Da? Despre ce e vorba cu acest nou început? Hai să vedem despre ce este vorba. Wow, au ieșit două cărți. Ce este cu acest nou început? Ia să vedem. Ci se spune încet și sigur, da? Și ci se spune că e cazul să înveți mai multe sau e cazul să acționezi într-un mod mai matur. Poate te-ai hotărât să aștepți, poate te-ai hotărât să lași lucrurile de la sine în această situație. Cineva nu se simte integrat aici, cineva nu se simte, da, bine și văd o persoană care pregătește niște schimbări cumva în ascuns. Foarte interesant. Hai să vedem și ce îți spun îngerii pentru această situație. Ce îți spun îngerii? Îngerii îți spun să te eliberezi. Uite, tu ești într-o situație în care nu ești ok. E bine să te simți liber sau să faci ceea ce simți, să te simți bine. Uite, ți-a căzut cuvântul căsătorie. Dacă ești într-o situație pe care vrei să o închizi, e ok, tot înainte. Da? Trebuie să cunoști această persoană mai bine. Este clar aici că poate să fie ceva serios, dar momentan ți se cere să te eliberezi de niște idei, de niște principii, de niște lucruri din mintea ta. E clar aici, trebuie o eliberare. Să vedem încă un mesaj. Ți se spune să mai dai relației tale o șansă, ți se spune să lucrezi la acest parteneriat. Da, poate cealaltă persoană în sfârșit va fi sinceră, îți va spune adevărul. Da? Și va fi nevoie să accepti acest lucru, dar ți se cere să te desfășori, să spui exact ce simți, ce gândești, să fii sincer. Da? Asta e foarte important. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.